Hristos a înviat. Aceasta este vestea cea mai bună pe care omenirea a primit-o vreodată. Fiul lui Dumnezeu, care a murit pentru păcatele noastre, a înviat pentru ca să domnească veșnic și să lucreze în viața noastră pentru ca să ne conducă acum în relația nouă cu Dumnezeu. Vom vedea astăzi ultimul capitol din Evanghelia după Luca, pentru că apoi de mâine să revenim la celelalte capitole din capitolul 10 unde am rămas. Am dorit însă în perioada aceasta, desigur, să fim în ton cu sărbătoarea aceasta atât de importantă a creștinătății. Haideți să citim așadar din Evanghelia după Luca, de la capitolul 24, istorisirea învierii lui Iisus Hristos. În ziua întâi a săptămânii, adică într-o duminică, femeile acestea și altele împreună cu ele au venit la mormânt dis de dimineață și au adus miresmele pe care le pregătiseră. Au venit pentru a-L îmbălsăma pe Iisus Hristos, convinse că de acum totul s-a terminat, El va rămâne în mormântul acela rece și urmau să facă toate pregătirile pe care sabatul nu le permitea să le facă. Au găsit piatra răsturnată de pe mormânt. Au intrat înăuntru și n-au găsit trupul Domnului Iisus. Fiindcă nu știau ce să creadă, iată că li s-au arătat doi bărbați îmbrăcați în haine strălucitoare. Îngrozite, femeile și-au plecat fețele la pământ, dar ei le-au zis: pentru ce căutați între cei morți pe cel ce este viu? Nu este aici, ci a înviat. Aduceți-vă aminte ce v-a spus pe când era încă în Galileea, când zicea că Fiul omului trebuie să fie dat în mâinile păcătoșilor, să fie răstignit și a treia zi să învie. Și ele și-au adus aminte de cuvintele lui Iisus. Iată, dragii mei, momentul acesta când femeile sunt în grădina, în grădina mormântului, au văzut că mormântul este gol, sunt tulburate, sunt confuze, nu știu ce să creadă. Mintea lor încă nu fuge la împlinirea promisiunii. Gândul lor încă nu se conectează cu cuvintele lui Iisus. Apar bărbații aceștia, probabil erau niște îngeri, și bărbații aceștia, cu prezența lor impunătoare, se manifestă în așa fel încât femeile să pleacă la pământ cu fața lor. Îngerii însă le cer să se ridice și le pun o întrebare care rămâne valabilă astăzi în generația noastră. Pentru ce căutați între cei morți pe cel ce este viu? Dacă vrei să te conectezi cu Iisus Hristos în această zi a învierii, nu-L căuta nicăieri în povești, în istorisiri, în tradiții, în ritualuri, în ceremoniale. Caută-L în Duhul tău pentru că El se descoperă. Când îl cauți, când citești cuvântul lui Dumnezeu, când te rogi, poți să te întâlnești cu Cel care este viu. În momentul în care li s-au spus aceste cuvinte femeilor, ele, spune Scriptura, și-au adus aminte de cuvintele lui Iisus. În mintea lor ceva a făcut clic și au spus: da, într-adevăr, a fost o promisiune că va muri și că va învia. Și femeile acestea, ascultați ce au făcut acum cu vestea aceasta. La întoarcerea lor de la mormânt, au povestit toate aceste lucruri celor 11 și tuturor celorlalți. Cele ce au spus aceste lucruri apostolilor erau Maria Magdalena, Ioana, Maria, mama lui Iacov și celelalte care erau împreună cu ele. Iată că este vorba de o mulțime de femei care au asistat la discuția aceasta cu îngerii și care au primit mesajul acesta și care l-au crezut. Cuvintele acestea li se păreau apostolilor basme și nu le credeau. Dar Petru s-a sculat și a dat fuga la mormânt, s-a plecat și s-a uitat înăuntru, dar n-a văzut decât fâșiile de pânză care stăteau pe pământ, apoi a plecat acasă, mirat de cele întâmplate. Este uimitor ce se întâmplă aici. Ucenicii aud mărturia femeilor care au crezut. Au văzut îngerii aceia și au primit mesajul. Și în mintea lor s-a activat credința. Hristos le-a spus că va muri și că va învia și iată că s-a întâmplat lucrul acesta. Cu convingerea aceasta au plecat la ucenici. Și ucenicii sunt mult mai zăbavnici, sunt mult mai rezervați. Nu sunt gata să creadă, ba chiar consideră că li se spun basme. Petru însuși se duce la mormânt, vede acolo fâșiile de pânză și pleacă acasă, nu convins, nu pleacă acasă decât mirat de cele întâmplate. Acum Luca însă ne va conduce într-o poveste
reală și fascinantă totodată, modul în care Domnul Iisus se descoperă incognito la doi dintre ucenicii săi. Povestea aceasta este frumoasă pentru că Iisus apare pe neașteptate, îi însoțește în călătoria lor și lui se descoperă la final, într-un mod în care ei sunt apoi transformați de prezența lui Dumnezeu. În aceea zi, iată, doi ucenici se duceau la un sat numit Emaus, care era la o depărtare de 60 de stadii de Ierusalim. Și vorbeau între ei despre tot ce se întâmplase. Puteți să vă imaginați oamenii aceștia abătuți, frământați, care se gândesc și meditează și povestesc între ei despre toate lucrurile care i-au lăsat în confuzie. Pe când vorbeau ei și se întrebau, Iisus s-a apropiat și mergea pe drum împreună cu ei, dar ochii lor erau împiedicați să-L cunoască. Era un văl parcă pe ochii lor și Iisus încă nu se descoperise în fața lor. El le-a zis, ce vorbe sunt acestea pe care le schimbați între voi pe drum? Și ei s-au oprit uitându-se triști. Oamenii aceștia erau deprimați. Drept răspuns, unul din ei, numit Cleopa, i-a zis, tu ești singurul străin aici în Ierusalim de nu știi ce s-a întâmplat în el zilele acestea? Ce le-a zis el? Și ei au răspuns, ce s-a întâmplat cu Iisus din Nazaret, care era un proroc puternic în fapte și în cuvinte înaintea lui Dumnezeu și înaintea întregului norod. Și oamenii aceștia continuă să-i povestească lui Iisus ce s-a întâmplat cu Iisus. Cum preoții cei mai de seamă și mai mari noștri l-au dat să fie osândit la moarte și l-au răstignit. Noi trăgeam nădejde că El este acela care va izbăvi pe Israel. Vedeți, ei vorbesc la timpul trecut, am tras nădejde. Nu mai aveau acum nicio speranță. Dar cu toate acestea, iată că astăzi este a treia zi de când s-au întâmplat aceste lucruri, adică moartea Lui. Ba încă niște femei de ale noastre ne-au pus în uimire. Ele s-au dus dis de dimineață la mormânt, nu i-au găsit trupul și au venit și au spus că ar fi văzut și o vedenie de îngeri care ziceau că El este viu. Unii din cei ce erau cu noi s-au dus la mormânt și au găsit așa cum spuseseră femeile, dar pe El nu L-au găsit. Ascultați o poveste deprimantă. Oamenii aceștia n-au niciun răspuns, n-au nicio soluție, nu știu ce să facă. Atunci, străinul acesta, Iisus, le-a zis, o nepricepuților și zăbavnici cu inima când este vorba să credeți tot ce au spus prorocii. Iisus le reproșează într-un mod apăsat reticiența lor de a crede. Nu trebuia să sufere Hristosul aceste lucruri și să intre în slava sa? Și a început de la Moise și de la toți prorocii și le-a tâlcuit din toate scripturile ce era cu privire la el. Puteți să vă imaginați? A fost cea mai frumoasă expunere a întregului Vechi Testament, făcută de însuși Fiul lui Dumnezeu, care le-a arătat peste tot în Vechiul Testament unde era El prezent, unde erau profețiile care se împliniseră în moartea Lui. Aceasta este frumusețea și fascinația Scripturii atunci când o citești cu inima deschisă, să vezi că această carte vorbește despre Hristos cu mii de ani înainte și profețiile acestea se împlinesc ca evea. Când s-au apropiat de satul la care mergeau, El s-a făcut că vrea să meargă mai departe, dar ei au stăruit de El și au zis, rămâi cu noi, că ce se spe seară și ziua aproape a trecut. Și a intrat să rămână cu ei. Pe când ședea la masă cu ei, a luat pâinea. Este momentul cinei Domnului, sfânta cină pe care o inaugurase cu câteva zile înainte cu ucenicii. Și după ce a rostit binecuvântarea, a frânt-o și le-a dat-o. Atunci li s-au deschis ochii și l-au cunoscut. Dar El s-a făcut nevăzut dinaintea lor. Era momentul în care scena aceasta probabil se suprapunea exact cu ceea ce experimentaseră în camera de sus. Și au zis unul către altul, nu ne ardea inima în noi când ne vorbea pe drum și ne deschidea scripturile? S-au sculat chiar în ceasul acela, s-au întors în Ierusalim și au găsit pe cei 11 și pe cei ce erau cu ei adunați la un loc. Și zicând, a înviat Domnul cu adevărat și s-a arătat lui Simon. Și au istorisit ce le se întâmplase pe drum și cum l-au cunoscut la frângerea pâinii. Pe când vorbeau ei astfel, Iisus însuși a stat în mijlocul lor și le-a zis, pace vouă! Plin de frică și de spaimă, ei credeau că văd un duh. Vă rog să remarcați, moartea Domnului Iisus Hristos a fost un eveniment atât de tragic
care i-a marcat atât de profund. Oamenii aceștia, după atâtea semne, încă sunt rezervați, încă le este greu să admită toate mesajele pe care le-au primit, să creadă că Iisus a înviat. Era încă prea mult pentru ei. Dar El le-a zis, pentru ce sunteți tulburați și de ce vi se ridică astfel de gânduri în inimă? Uitați-vă la mâinile și picioarele mele. Eu sunt, pipăiți-mă și vedeți, un duh n-are nici carne, nici oase, cum vedeți că am eu. Și după ce a zis aceste vorbe, le-a arătat mâinile și picioarele sale. Fiindcă ei de bucurie încă nu credeau și se mirau, El le-a zis, aveți aici ceva de mâncare? I-au dat o bucată de pește fript și un fagure de mere. El le-a luat și a mâncat înaintea lor. Apoi le-a zis, iată ce vă spuneam când încă eram cu voi, că trebuie să se împlinească tot ce este scris despre mine în legea lui Moise, în proroci și în psalmi. Iisus este aici foarte specific. Vechiul Testament, care este compus din aceste părți, este legea lui Moise, este partea profetică, sunt psalmii. Iisus le-a spus, toate acestea au vorbit despre mine. Atunci le-a deschis mintea ca să înțeleagă Scripturile. Este momentul revelației primite de la Dumnezeu. Și le-a zis, așa este scris, și așa trebuia să pătimească Hristos și să învie a treia zi dintre cei morți. Și să propovăduiască tuturor neamurilor în numele Lui pocăința și iertarea păcatelor, începând din Ierusalim. Voi sunteți martori ai acestor lucruri și iată că voi trimite peste voi făgăduința Tatălui meu, dar rămâneți în cetate până veți fi îmbrăcați cu putere de sus. Iisus le spune acum ucenicilor care este scopul întregii sale lucrări. Trebuie ca toate neamurile, toate popoarele, toate națiunile să audă acest mesaj, că prin pocăința în numele lui Iisus Hristos pot să fie mântuiți, pot să ajungă la pacea cu Dumnezeu. Și Iisus le spune ucenicilor, voi veți fi martorii mei în lumea aceasta prin puterea Duhului meu. În final, ultimele patru versete vorbesc despre îndepărtarea Domnului Iisus de la ucenici pentru a fi iarăși în slava Tatălui. El i-a dus afară până spre Betania, și a ridicat mâinile și i-a binecuvântat. Pe când îi binecuvânta, s-a despărțit de ei și a fost înălțat la cer. După ce i s-au închinat, ei s-au întors în Ierusalim cu o mare bucurie și tot timpul stăteau în templu și lăudau și binecuvântau pe Dumnezeu. Amin. Aceasta este încheierea Evangheliei după Luca. Luca ne spune că Iisus și-a împlinit lucrarea sa. A oferit jertfa pentru păcatul omenirii și a trimis ucenicii în lume să propovăduiască această Evanghelie a salvării, a iertării în sângele lui Iisus Hristos. Apoi a mers în fața ucenicilor și le-a spus, eu mi-am încheiat lucrarea, merg la Tatăl, voi mergeți acum în puterea mea. Fie ca acest cuvânt al lui Dumnezeu să aducă viață și încurajare. Hristos este viu în vecii vecilor și El are o misiune și pentru viața ta și vrea să te folosească, să trăiești o viață nouă prin puterea Duhului Său Sfânt. Fii binecuvântat de El!